Senatoarea PNL de Suceava Vasilica Steliana Miron și-a anunțat sâmbătă candidatura pentru funcția de primar al municipiului Rădăuț. Totuși, Miron a anunțat că anunțul oficial va fi făcut într-o conferință de presă pe care o va organiza la Rădăuți. După ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp în municipiul Rădăuți, prin arestarea și suspendarea unui primar, prin numirea unui interimar, mi-am exprimat intenția de a candida la primăria municipiului Rădăuți, dar voi avea o discuție și în cadrul organizației și voi face o conferință de presă mai detaliată alături de președinte și de echipa care probabil mă va sprijini pentru această candidatură. Aripa PDL nu privește cu ochi buni această intenție. Mai mult, liderul PDL, Cezar Preda, avertizează că fiecare candidatură pentru orice funcție în România din partea PNL se depune în urma unei decizii a biroului permanent județean, în urma unor consultări sociologice. Lucrurile nu sunt lămurite clar printr-o circulară pe care a primit-o fiecare dintre noi. Candidaturile pentru orice funcție în România din partea PNL se depun în urma unei decizii a biroului permanent județean, în urma unor consultări sociologice. Că fiecare dintre noi ne trezim că vrem să candidăm, asta nu e nici nou, nici vechi. Este în firea fiecărui om să-și dorească ceva. PNL se află într-o postură în care nu-și poate permite să rateze nimic. Va intra în bătălie cu acei candidați pe care comunitățile locale și doresc, a declarat Cezar Preda. În momentul de față, municipiul Rădăuț este condus de primarul interimar Tiberiu Maierean din partea PSD. Primarul ales al municipiului Rădăuț, Aurel Olărean, se află la închisoare.